Bună, astăzi vreau să vă arăt produsele terminate pe luna septembrie. Le-am pus aici într-o pungă. De fapt, asta este punga unde eu îmi pun produsele terminate. Așa arată ea. Este destul de plină, sunt și produse pentru casă, dar și produse pentru îngrijire. O să iau punga mai aproape de mine, așa, și o să încep să vă arăt produsele. Primul produs pe care l-am terminat este acest pachet de șervețele. De fapt, nu este primul pe care l-am terminat, dar este primul pe care l-am scos din cutie. Pentru că în ultimul timp eu nu mai pun produsele pe categorii, îmi place mai mult să le scot pur și simplu din cutie și să vi le arăt așa. Sper să se vadă bine și să se audă bine, pentru că filmez cu o altă cameră și nu știu sigur cum o să fie, dar sper să fie ok. Șervețele astea le-ați tot văzut la mine și până acum. Mie îmi plac destul de mult. Acum am în baie ceva de la Kaufland și parcă acelea îmi plac un picuț mai mult, sunt un pic mai moi, dar și astea îmi plac mult și când o să merg în Lidl o să le recumpăr. Așa. V-am zis că le scot aleatoriu, așa că am păstrat și punga de la hârtie igienică doar ca să vă arăt. Perfect. Acum am ceva de la Lidl care este mult mai bun și probabil o să le mai recumpăr pe acelea, dar și astea eu le tot folosesc. Tot pentru baie, pentru vasul de toaletă, aceste odorizante, dacă pot să le zic așa, sunt de la Kaufland. A fost un odorizant cu încă două rezerve. Pe acestea le-am folosit în luna septembrie. Mai am unul cu lămâie. Eu le-am primit pe astea două. De obicei le foloseam pe cele de la Bref, dar dacă le-am primit, am zis de ce să nu le folosesc. Miros și astea, dar nu se simte mirosul în baie atât de tare ca cele de la Bref, dar sunt ok și astea și cred că sunt și mai ieftine. Un gel de duș de la Fa. Acesta a avut 250 de mililitri, mi-a plăcut mult, chiar îmi plac. N-am mai folosit de mult geluri de duș Fa, dar după cum ați văzut și luna trecută am terminat unul mai mare la 400 de mililitri. Ăsta a avut doar 250, mi-a plăcut mirosul, da, chiar mirosea foarte bine și îmi place că hidratează pielea, nu o lasă uscată, chiar dacă sunt sub formă de gel și sunt și foarte ieftine. Asta cred că l-am primit. Așa. Cred că mai am unul de la Fa, cumpărat de pe Promomix, cred. Am aici un șampon de la Balea. Era cu aloe vera, 250 de mililitri. Rămăsesem fără șampon pe la începutul lunii și am zis că hai să mai încerc ceva înainte să cumpăr de pe import direct sau de acolo. Cred că mi-am luat eu șamponul și acum folosesc Clear, care îmi place destul de mult. Ăsta, nu știu, soțul meu l-a văzut când am intrat într-un DM și a zis că vrea să luăm pentru că i-a plăcut mirosul. Eu m-am spălat odată cu el, dar era un miros foarte puternic și de asta nu mi-a plăcut. L-am folosit decât o dată, l-am mai folosit până pe la jumătate soțul meu, după care l-am folosit ca și săpun lichid ca să nu-l aruncăm, pentru că mirosea destul de bine așa pentru mâini, dar pentru păr mie nu mi-a plăcut mirosul atât de puternic. Nu pot să vă zic mare lucru despre el, pentru că v-am zis, pe păr l-am folosit doar o dată. Nu l-aș recumpăra, sincer, pentru că, nu știu, nu mi-a prea plăcut. La fel, tot așa, nu știu ce m-a apucat, am vrut să încerc și acest șampon într-o cantitate foarte mare de 900 de mililitri, de la Sien, clasic. Scrie că este pentru orice tip de păr și de asta l-am și luat. A fost și ieftin, cred că vreo 10, 12 sau maxim 15 lei. Ăsta să știți că mi-a plăcut mai mult ca cel de la Balea. Chiar l-am folosit de vreo 4-5 ori și n-a fost chiar rău. Pot să zic că mai ales la cantitatea care l-are și la prețul care l-are, cred că ar
putea fi folosit pentru cei care au un buget mai mic, să zic așa. Dar eu, când mi-a ajuns comanda de la Import Direct și mi-am luat Clear, am renunțat să-l mai folosesc. Am fost la socrii mei și ei aveau Clear în baie și m-am spălat acolo și am zis, wow, de mult am mai folosit eu Clear și de asta am ales ca luna aceasta să-l folosesc. Îmi place destul de mult, dar nu știu, să mă gândesc ce o să recumpăr când se termine acela. V-am zis, l-am folosit de vreo 4-5 ori, pe urmă tot, ca și să pun lichid, l-am folosit și să știți că mi-a plăcut destul de mult, parcă nici nu m-am gândit că de fapt este un șampon, pur și simplu mirosea bine, chiar curăța mâinile. Îmi aduc aminte că părul îl usca destul de tare și trebuia să folosesc un balsam bun sau o mască, dar na, pentru prețul lui cred că a fost ok. Tot pentru păr, am terminat chiar în seara aceasta, uleiul de la Avon, acesta cu ulei, tratamentul de fapt cu ulei de argan, se mai vede foarte puțin, dar nu mai pot să scot și nici nu mă mai chinui, pentru că oricum am altul, mereu am stoc la acesta, pentru că de câțiva ani buni de când l-am descoperit, îl folosesc tot pe el. Am mai încercat eu ceva de la Demea, am mai încercat și de pe la Oriflame și chiar de la alte firme, dar tot la ăsta revin. Cel vechi, care era acum câțiva ani, îmi plăcea mult mai mult pentru că mirosea mult mai bine și a schimbat sticluța, dar au schimbat și mirosul produsului. M-a dezamăgit sincer, dar tot îmi place și tot îl folosesc, doar că îmi plăcea mai mult cel vechi. Așa, s-a terminat un scrub de corp cu cafea și zahăr, acesta de la Organic Shop. Îmi cer scuze că arată așa, l-am ținut foarte mult în baie pentru că îl foloseam cam o dată pe lună și da, arată așa, de la apă și de la calcar s-a făcut destul de urât, dar mi-a plăcut foarte mult produsul. Mulțumesc Alina și Ilie pentru el, pentru că l-am primit într-un swap de la ei. Știu că ei se uită la clipurile mele și le mulțumesc. Vă mulțumesc tuturor care vă uitați. Mi-a plăcut destul de mult acesta, mirosea foarte bine și exfolia blând pielea și mirosul rămânea cât de cât pe piele. Și acum am în baie unul tot de la această firmă, Organic Shop, cu petale de trandafir și sare, cred că este de data aceasta. Da, pentru că pe ăsta scrie zahăr, dar pe ăla scrie sare. Sincer vă spun, ăla nu-mi place așa de mult. Pe ăsta l-aș mai folosi dacă l-aș cumpăra sau l-aș primi, dar pe acela cu siguranță nu o să mai recumpăr. Nu știu, mă așteptam ca să miroase a trandafir, dar nu. Mai mult miroase a sare, sincer să vă spun. Dar na, în fine, vorbesc despre asta acum. Se aseamănă foarte mult cu un scrub de corp de la Jaya, tot cu cafea. Țin minte că l-am folosit și pe acela în trecut, ăla miroase un pic mai bine și mai puternic, dar se aseamănă foarte mult ăsta cu acela și cred că ăsta are un preț mai mic, deci dacă vreți puteți să-l încercați, miroase foarte bine, chiar mi-a plăcut destul de mult. Șervețele umede, de fapt hârtie igienică umedă este aceasta, de la Lupilu, astea îmi plac tare mult. Mă deranjează mirosul pentru că au un miros foarte urât, asta nu-mi place la ele mirosul, dar pentru că sunt așa fine și sunt îmbibate în produs, produsul nu face spume, îmi place foarte mult și de asta o să le recumpăr chiar dacă mă deranjează destul de tare mirosul. Deja a venit frigul și mie îmi place foarte mult în perioada aceasta să beau ceai. L-am terminat pe acesta de la Fares. Îmi place foarte mult acesta cu smeură și merișoare, doar că de la altă firmă îmi place mai mult. Ăsta parcă are prea mult colorant în el, se colorează foarte roșu apa și asta mă cam deranjează pentru că nu-mi place să beau ceaiuri care sunt foarte colorate. Probabil trebuie să mă axez mai mult pe cele de plante decât pe astea cu fructe, pentru că astea sunt foarte colorate. Acum, dacă ar fi un colorant natural, nu m-ar deranja, dar la cât de roșie se făcea apa de la ăsta, nu prea cred că era un colorant așa de natural.
La gust era ok și ăsta, dar o să vă arăt eu luna viitoare altul care îmi place mult mai mult de la o altă firmă, tot această aromă. Așa. Mama mea mi-a cumpărat această pastă de curățare de la Penny. Cred că este destul de ieftină. Eu am spălat odată o oală, cred că la ea, și am zis că, o, ce fain curăță produsul ăsta, și mi l-a cumpărat și mie. Chiar curăța destul de bine, dar am încercat odată să curăț aragazul, plita, și mi-a rămas o albiață așa pe care nu prea am mai reușit să o scot și acum mai am urme albe și asta mă deranjează foarte tare. Deci nu o să le recumpăr, se aseamănă cu Cif, dar Cif-ul e mai bun, ăla nu lasă așa urme cum lasă ăsta. E foarte puternic și cred că de asta lasă acele urme, deci nu o să-l mai recumpăr doar pentru că nu-mi place cum lasă urme pe plita neagră. Dar dacă vreți să-l încercați și vreți ceva puternic, să știți că e chiar bun. Nu știu sigur cât costă, dar mama mi-a zis că e destul de ieftin. Așa. Văd că am păstrat aici și ambalajul acesta de la Lavete, Lavete W5 de la Lidl. Au fost destul de ok. Am și o cremă Cif din aceasta mică la, nu știu sigur cât are, cred că da, 250 de ml. Mie îmi plac foarte mult și le folosesc în bucătărie. Am mai găsit încă un pachet de șervețele Lupilu. V-am zis că îmi place foarte mult. Un șampon terminat, Head & Shoulders cu măr, e preferatul soțului meu, ăsta cu măr sau cel cu, portocale, cu lămâie, îi plac mult astea fructate, el preferă Head & Shoulders, bineînțeles că tot Head & Shoulders i-am recumpărat. Încă un gel de duș terminat, este acesta de la Oriflame, pentru asta îi mulțumesc Simonei, o să vă las clipurile, nu clipurile, canalurile lor în cutiuța cu descriere. Eu am făcut swap-uri cu Simona și ați văzut că mai am produs și de la Alina și Ilie, probabil îi cunoașteți și pe ei, dacă nu vă invit pe canalurile lor. Mi-a plăcut destul de mult acest gel de duș, se aseamănă foarte mult cu cel de la Encanto, de la Even Albastru, doar că la miroase un picuț mai puternic. Mi-a plăcut și ăsta, a fost destul de ok. Încă un gel de duș de la Douglas, luat de pe import direct, cred. A fost din ăsta Mititel, a avut 100 de mililitri. Sincer, nu pot să zic că mi-a plăcut cine știe ce de mult. A fost ok, a fost așa micuț. Chiar l-am luat cu mine când am fost în concediu și numai bine mi-a ajuns cantitatea asta. Nu cred că o să-l recumpăr, dar a fost cât de cât ok. O loțiune de corp, Woman Collection, tot dintr-un swap cu Simona. Mi-a plăcut foarte mult că intra foarte repede în piele, avea un miros subtil și chiar am folosit-o, am început-o în luna august și în septembrie am terminat-o. Mi-a plăcut în primul rând că intra repede în piele. Tot de la Simona, cred că în primul swap, mi-a trimis acest produs, este un ser de la Delia Cosmetic, mi-a plăcut destul de mult și m-am bucurat că am putut să folosesc și eu un produs de la această firmă, da, a fost destul de ok. Am câteva măscuțe de față pe care trebuie să le arunc pentru că sunt începute de foarte mult timp și chiar nu vreau să le mai folosesc, nu mai vreau să le pun pe față. Mai am altele, unele pe care doar ce le-am început. Astea cred că și au deja un an de la deschidere și de asta nu le mai folosesc. Da, și îmi cer scuze, cred că am făcut un zgomot oribil. Prima este aceasta de la Oriflame, Novage. Sincer, am observat că nu mi se potrivesc produsele de față de la Oriflame. Din gama asta Novage, niciun produs pe care l-am încercat mie nu mi s-a potrivit. Îmi ies un fel de bubițe, un fel de iritații, nu știu ce se întâmplă, de ce fața mea nu
suportă aceste produse. Am folosit-o de vreo 4-5 ori și tot a rămas pe acolo prin dulap. Am zis că nu are rost să o mai țin. Și mai am 3 de la Avon Planet Spa și astea îmi plac, doar că v-am zis, sunt începute de mult și nu prea mai vreau să le mai folosesc, având în vedere că sunt produse pe care le pun pe față și nu vreau să le folosesc știind că le-am începute de mult timp. O am pe aceasta cu alge marine, nu știu dacă se mai găsește în catalog, dar mi-a plăcut. Asta am folosit-o destul de mult, că nu mai are produs mult, probabil 2 utilizări dacă ar mai fi avut. Avea bucățele de alge prin ea, știu că am folosit și exfoliantul de corp care la fel avea alge prin el. Mi-a plăcut destul de mult, a fost chiar destul de interesantă, dar problema cu ea era că ieșea foarte greu din tub, se opreau algele alea aici la ieșire din recipient și mă deranja foarte tare, trebuia să apăs foarte tare pe produs ca să iasă, dar mascuța a fost bună. O mai am pe aceasta care nici măcar nu știu cu ce este, cred că este cu lavandă. Da, nu găsesc acum româna și nici nu vreau să vă plictisesc să așteptați foarte mult. Așa arată, este dintr-o gamă mai nouă, am folosit-o de câteva ori și pe aceasta. Chiar nu mai este foarte mult în ea, dar v-am zis, e deschisă destul de mult timp și nu mai vreau să o folosesc. Și masca de la Avon care îmi place cel mai mult este aceasta cu minerale de la Marea Moartă, doar că și pe asta o am de mult timp deschisă, am avut multe măști deschise și de asta n-am apucat să o termin. Bineînțeles că pe asta o să o recumpăr pentru că îmi place foarte mult, dar asta este, nu am terminat-o. Am și câteva măscuțe tip șervețel, cred că 2. O am pe aceasta cu cactus, cred că am primit-o tot în swap-ul cu Simona. Nu mai știu sigur, de la Balea, a fost destul de ok. Și aceasta pe care am folosit-o eu, de la Avon Clear Skin, am vrut să o încerc pentru că am cumpărat-o chiar atunci când a apărut. Mi-a plăcut destul de mult, era o mască tip șervețel și după ce o punea pe față făcea foarte multă spumă, chiar m-am distrat folosind această mască și soțul meu m-a văzut și tot îmi făcea pe poze când vedea cum se activează spuma pe față. Sincer, mi-a plăcut asta, nu știu dacă aș recumpăra-o, dar mi-a plăcut așa efectul ei distractiv, adică pui șervețelul curat și apare spuma. Da, chiar a fost ok, aceasta chiar mi-a plăcut. Tot din swap-ul cu Ilie și Alina am mai primit-o de la Organic Shop și un exfoliant pentru față, tot cu cafea, mirosea foarte, foarte bine și de asta l-am folosit pe corp, pentru că pe față nu prea suport produse care au foarte mult parfum, dar pentru corp a fost super pentru că mi-a plăcut mult mirosul. Deci gama asta cu cafea chiar miroase foarte bine. Mai am o emulsie pentru picioare, cu, cred că erau merișoare sau coacăze, nu știu sigur, merișoare și vanilie. Da, așa cred. Mi-a plăcut și îmi place foarte mult mirosul la această gamă. Am acum crema de picioare, exfoliantul l-am terminat mai de mult. Emulsia asta, sincer, eu o foloseam tot așa, o puneam pe peria aia pentru picioare și așa o foloseam. Nu o stăteam cu picioarele în apă și cu această soluție. Dar a fost ok, mi-a plăcut mirosul foarte mult. S-a terminat și un parfum de la Verset Soft. Ăsta este parfumul meu preferat de la Verset. Îmi place foarte mult cum miroase. Îl am de ceva timp. Eu l-am avut în varianta de 50 de ml și îmi place foarte mult mirosul. Persistă foarte bine. Cred că cunoașteți și voi produsele Verset. Încă un parfum
La fel, un preferat este acesta, Sublime Natur Tuberos de la Oriflame. Este preferatul meu de la Oriflame și este a doua sticluță pe care o termin. Doamne, ce mult îmi place mirosul acestui parfum. Probabil o să o recumpăr pentru că îmi place foarte mult. Cred că da, este preferatul meu de la Oriflame. Mult timp a fost Divine, dar când l-am descoperit pe ăsta îmi place mult mai mult. Nu persistă el, cine știe ce, vreo 4-5 ore, dar îmi place mirosul tare, tare mult. Și soțul meu a terminat un parfum, Signio for Men, la 30 de ml, de la Avon. Am mirosit foarte bine acest parfum, mi-a plăcut și mie foarte mult. S-a terminat și acest gel de duș, tot de la Simona, primit din Swap, de la Oriflame. Mi-a plăcut foarte mult mirosul, se simțea și mirosul de ananas, dar și cel de fructul pasiunii. Chiar mi-a plăcut foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult mirosul acestui parfum. Îmi cer scuze că tot cad produsele și pentru că s-a dărâmat acest detergent de rufe, vi-l arăt acum. Persil a avut un litru. Mi-a plăcut destul de mult. Nu prea folosesc eu detergent lichid. Îmi place Ariel, cel praf, îl folosesc de ani de zile. Dar am vrut să mai încerc și altceva și da, chiar mi-a plăcut acest persil. A fost destul de ok, mirosea bine. S-a terminat și gelul pentru igiena intimă, acesta de la Avon. Acesta cu vitamina E. Tot de la Avon am în baie, doar că altă gamă, nu știu sigur care, sincer cumpăr care e prezentat acolo pe foaie, pe catalog, nu mă uit care pentru că îmi plac toate. Soțul meu a terminat acest deodorant Rexona, îi place foarte mult Rexona și Dove, îi le recumpăr și pe ele le folosește. Și eu am terminat unul de la Dove cu castraveț, unul dintre preferatele mele, îmi place destul de mult și acesta îmi place și mirosul. Ce mai am pe aici? S-a terminat și odorizantele astea pentru baie, pentru vasul de toaletă. Bref, v-am zis, asta tip clasic scrie pe astea. Cred că cele cu lavandă îmi plac cele mai mult. Da, sunt cele cu miros oceanic. Și astea miros destul de bine, dar cele cu lavandă miros cel mai puternic. S-au terminat și aceste dischete demachiante de la DM, Evelyn. Mi-au plăcut foarte mult, au fost din acelea mari, destul de moi, da, chiar mi-au plăcut tare mult. Încă un pachet de șervețele Lupilu și mai am doar câteva produse și gata. O pastă de dinți Parodontax, tot pe astea le folosim și acum avem la baie tot un Parodontax. Aș vrea să mi-o recumpăr pe cea de la Pharmacy. Dacă v-ați uitat la clipul trecut, mi-a plăcut foarte mult aceea, doar că nu știu cine pune comenzi la Pharmacy, nu am la cine să comand și da, chiar aș cumpăra-o pentru că mi-a plăcut. Și mai am să vă arăt 4 pachete de absorbante, nu le-am folosit pe toate în luna septembrie, doar că le aveam începute prin casă și tot aveam începute și prin casă și prin baie și le-am tot dus și da, am vrut eu să încerc mai multe firme. Da, mama mi le-a luat pe asta de la Aro, am rugat-o să-mi ia odată când am rămas fără, nu mi-a plăcut cine știe ce, dar au fost ok, așa că nu ai altele, sunt bune și astea. De la Librex, și astea au fost ok. Am și de la Always, vedeți aici și prețurile, pentru că le-am luat din magazine din astea, așa, no name. Și cele de la Bella, care îmi plac cel mai mult, astea parcă sunt cel mai calitativ. Și cam astea sunt toate produsele pe care le-am terminat eu în luna septembrie.